El Magdal. Iar acum, doamnelor, domnilor, am onoarea de a da cuvântul excelenței sale, domnul David Saranga, ambasadorul statului Israel în România. Bună seara! Domnule președintele al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, domnul prim-ministru, Nicolae Ciucă, stimați miniștri, excelențele voastre, distinși invitați! Happy Independence Day, Israel! La mulți ani, Israel! Sunt onorat să celebrăm împreună Ziua Națională al Statului Israel. Este o bucurie și mai mare că după 2 ani marcați de restricții să ne reunim într-un număr atât de mare, într-un loc atât de special. Vă mulțumesc că ați venit din întreaga țară. Istoria poporului evreu începe cu mii de ani în urmă. Este povestea unui popor care nu a renunțat niciodată la dorința sa de a se reîntoarce acasă, în țara strămoșilor noștri. Nici în secolele de exil și nici în cele mai cumplite momente ale existențele noastre, această speranță, ticva, nu s-a stins. Adânc păstrată în inima, din generație în generație, ea ne-a unit din nou acum 74 de ani. În 1948, în fața întregii lume, statul Israel renaștea. Bunicii și părinții noștri puneau bazele unei țări democratice, proaspere și moderne. O casă sigură și primitoare pentru evrei din toate colțurile lumii. Eram din nou un popor liber. Liber în a ne construi propriul prezent și viitor. Împreună, bărbați și femei, tineri și bătrâni, din nisipul deșertului am ridicat orașe noi, am produs hrană și am atins noi culme al dezvoltării. În toți acești ani am străbătut un drum plin de provocări, dar mereu cu speranța în rostul nostru. Am devenit o țară inovației și a progresului, de startup nation, un lider global ale căruia descoperire științifice și inovații contribuie la o lume mai bună. În această seară celebrăm creativitatea și perseverența poporul evreu. Celebrăm 74 de ani de modernitate, dar și o de istoria de mii de ani. Sărbătorim spiritul unei națiuni puternice și diverse. Concertul special din această seară pune foarte bine în lumină genele multiculturale ale poporului evreu. Un concert în limba ladino, un grai vechi pe care evrei sefarzi din peninsula iberică îl vorbeau și pe care l-au păstrat și după alungarea lor din Spania. Este și limba strămoșilor mei, ceea pe care părinții mei au vorbit-o acasă și pe care mi-au transmis-o și mie. Suntem foarte încântați să o avem alături de noi în această seară prilej pe extraordinara Yasmin Levy, o artistă incredibilă și îndrăgită de publicul roman. Mulțumim și domnului dirijor Daniel Jinga și Orchestrei Metropolitane București pentru această colaborare deosebită. O colaborare muzicală care celebrează legătura puternică dintre țările noastre, deoarece în această seară sărbătorim și 74 de ani de relații diplomatice neîntrerupte între Israel și România. Suntem onorați și bucuroși că în toți acești ani am avut aproape un prieten atât de drag, așa cum este
România, cu valori și viziuni comune. Solidaritatea între oamenii și popoare este esențială. Este ceea care aduce pace și prosperitate, care nu ajută să depășim momentele de criză, dar și să ne bucurăm de reușite. Prietenia dintre Israel și România este consolidată și printre o cooperare dinamică la nivel bilateral, cristalizată de-a lungul anilor în numeroase parteneriate și acorduri bilaterale în domenii cheie, precum agricultura, managementul apelor, tehnologia, cultura, sănătate și apărare. România este o țară bogată cu un capital uman extraordinar. Avem încredere că împreună putem construi un viitor luminos. Vă mulțumim pentru tot acești ani de prietenie și pentru cei care vor urma. Mulțumiri special și partenerii noștri din Complexul Educațional Lau de Reut și președintei doamna Tova Binun Cerbis. Mulțumesc, Tova! Dragi prieteni, peste câteva luni voi închide mandatul meu aici, în România, un loc care are un loc special în inima mea. Și dacă nu am origine românești, mi-ați deschis casa voastră cu mâinile larg deschise. Mi-ați așezat la masă cu voi, mi-ați învățat tradiția voastră și mi-ați arătat încă o dată că poporul roman este un popor primitor și mândru. Se spune că se poate lua pe cineva din România, dar nu se poate lua România din inima cuiva. Mulțumesc, România, pentru tot ce mi-ați oferit. Mulțumesc!